Ok. Ok, mersi. Iată o remarcă scurtă, am trimis și eu câțiva colegi la workshop și a fost bine. Ok, întrebare. Ai zis de toate problemele pe care le ai în a implementa datorită dificultății de înțelegere a colegilor sau călătoriei de învățare. Da? Mă întreb dacă ai cumva niște frici legate de proces. De exemplu, chestia cu chineza e foarte bună, asta am avut-o și eu, că nu vorbim aceeași limbă. Eu mai am problema că sună ceva dogmatic de la un training care trebuie să-l aplici o rețetă a unora care vând workshop-uri, no offense. Și mă întreb dacă tu, în tot progresul tău, dacă ai văzut niște shortcomings la proces din unghiul tău subiectiv. Cred că cel mai greu mi-a fost să găsesc o cale și nu știu dacă am reușit-o, de a spune hai să facem chestia asta, cred în ea, zi-mi ce părere ai, hai să vorbim. Pentru că mulți clienți aveau altfel de a, colegi, pardon, aveau altfel de a face lucrurile. Sunt convinsă că în timp i-au rafinat procesul ăla și că sunt mulțumiți de el, că și-au optimizat țintele lor. Și pentru mine, eu vin din exterior și îmi dau seama în timp că, băi, ce îți propun eu omului ăsta e că, știi, țintele voastre mie nu mi se par bune. Adică eu aș pune altfel, pe cât de fericit e clientul, nu pe timpul în care l-am rezolvat. Eu aș vrea să alocăm mai mult timp, tu ești mai mult pe eficiență și să acoperi cât mai mult, să nu rămână oamenii cu întrebări nerăspunse. Și aici e cel mai delicat, așa, pentru că, pe de o parte, având și partea tehnică, mulți oameni tind așa să mă creadă. Avantajul la tehnic e că atunci când vine cineva și zice, băi, de ce X, îi explici și zice, ok, dacă nu știe. Și atunci, cumva, încerc să nu vin peste oameni prea tare. Nu știu dacă e ceva ce chiar e real, adică dacă și ei simt că, băi, te impui prea mult, încerc foarte mult să nu fac asta, adică să nu vin să le zic, știu eu, am învățat, și să găsim o cale în care să aibă sens pentru ambele părți. Și până la un punct a fost destul de ușor, dar de la un punct încolo începe să devină greu. Încep să le spun, băi, hai să schimbăm mai mult din ce și cum facem, acum aici e ce mai caut căi. Ziceai că mai e o întrebare? Nu, mai era aici o mână ridicată, dar era doar de a ne ajuta. Cineva care s-a oferit să ne ajute să... Da. Da, vreau și eu să mă adresez un pic la chestia. Deci, chestia asta cu făcutul workshop-uri nu e despre făcutul workshop-uri, de fapt, ci povestea cu făcutul workshop-urile este la fel ca și aceea de a rezolva nevoia unui client. Adică, cel care vrea să facă un workshop nu face un workshop. El trebuie să facă designul unei experiențe la care să vină niște oameni care sunt diferiți, care au niște frici, care au niște tensiuni, au o presiune de timp, fiecare are alte interese, alte personalități și așa mai departe. Și el trebuie să gândească o experiență care e fix la fel ca un produs. Adică ideea asta de workshop-uri și de a face design thinking, workshop-uri de design thinking este falsă. De fapt, nu e un workshop de design thinking. Este o experiență, orice workshop este un produs. Da? La fel cum o aplicație este un produs, la fel cum Coca-Cola pe care o bem un produs și așa mai departe. Și workshop e tot un produs. Și sunt foarte multe lucruri, cei care ați mai făcut workshop-uri știți că un workshop de 3 ore poate să-ți ia 2 zile să pregătești. Pentru că e la fel ca atunci când faci produse. Și că de fapt e tot despre empatie în cele din noi, e tot despre a fi în tune cu prioritățile și cu nevoile și cu dorințe și cu fricile și cu fricțiunile și cu toate aceste cuvinte pe care le-am auzit astăzi. Și că de fapt despre asta este. Dacă vrei să introduci design thinking într-o companie, nu este despre cuvintele astea, nu este despre workshop-uri, nu este despre anumite tehnici. Sigur, e bine să știi tehnici, e bine să știi cuvintele astea și așa mai departe, dar în cele din urmă e despre a te gândi, băi, ce nevoie au oamenii cu care voi lucra când îi aduc în sală, cum o fac să se simtă toți confortabil, să participe și să colaboreze. Și că după aia o să vezi că de acolo magia începe să apară singură, că oamenii zic, mamă, ce mișto e să mai facem o dată treaba asta. Și încă o dată, și încă o dată, și ușor, ușor câștigi teritoriul ăla de care ai nevoie să faci proiectele alea mai mari de care vorbea aici Alin și care poate să nu vină într-un an sau doi, da? O să vină.
Poate vă las cu ideea asta. În cartea lui Roger Martin, care se numește The Design of Business, pe care cred că încă o mai găsiți online, pe la librării, nu prea, există un studiu de caz despre cum a fost introdus design thinking la Procter & Gamble. Procter & Gamble e o companie mare de produse din astea, Ariel, Pampers, adică o cunosc, Gillette, o cunoașteți toți că o folosiți produsele lor. În anul 2000 au avut un avut CEO nou, pe nume A.G. Laffey, care una dintre primele lucruri, unul dintre primele lucruri pe care el le-a făcut, a zis, băi, am venit la o companie prăfuită, bătrânită, aș vrea să o revoluționez. Și și-a adus o tipă care era designer din asta, cu design thinking. Și, în fine, procesul, nu fac spoiler, puteți să citiți studiul de caz în această carte, dar ce vreau să spun este că el a zis inițial, probabil că o să-mi ia vreo 3 ani. I-a luat 7. Deci el era omul care avea total compania în mână, da? El era CEO, el avea toate deciziile și avea o tipă super șmecher, care și ea e o legendă acum în povestea asta. Ei, și chiar dacă i-am crezut să le ia 3 ani, le-a luat 7. Deci povestea asta cu designul nu se face repede, pentru că e vorba despre exact ce spuneam mai devreme Bogdan, de fapt e cam ca o schimbare culturală, pentru că oamenii trebuie să lucreze altfel, trebuie să gândească altfel, trebuie să se raporteze altfel la clienți, la ei, la procese, la produse, la foarte multe lucruri. Și ca să chiar să treci, să ajungi cu povestea asta să conteze și să faci proiectele alea de care cealin, s-ar putea să dureze mult, s-ar putea să dureze 3 ani. Și e doar o chestiune de a pune zerourile alea și apare un 1, apoi încă un 1, 2, 3 și ușor, ușor ajunge la mai mult. Așa că dacă vreți să faceți treaba asta, cred că principalul sfat este multă răbdare și multă empatie. Vă mulțumesc! Pechina! Mai stați, mai beți o cola, mai mâncați ce mai e acolo.